Am venit de dimineață, știu că nu vrea, în schimb am luat un biban legal și unul mai mic. Da, wobblerul meu Jackson e, cred că e pe ultimul lui parcurs. Așa, întotdeauna îl pun când verific să văd dacă e pește. Așa, cu soarele acesta și pe toamnă, nu rezistă mai nimic la wobblerul ăsta. Să și vede de altfel, uitați-l cum arată. Așa, îmi pare rău de el, o să mai încerc să mai iau unul, dar nu știu dacă se mai fabrică modelele astea. În fine, mă descurc. Nu vrea. Din cauza presiunii, e puțin soare, e puțin vânt, condițiile sunt ideale de pescuit. Stăm în soare, cred că un pic supraexpuși aici. Dar o să vă arăt și zona încă o dată. Așa. Aici ne aflăm. E o zonă frumoasă. Aici e un dop de canal care merge în Sireasa Veche, unde încerc să mai pescuiesc, dar n-am avut rezultate. Vă spuneam că încerc un Buzz Jackson. Am un microfon unidirecțional, nu știu dacă mă aud acum din spatele lui. Da. O să ridic un pic, poate nu se vede vârful la barcă, gata. E destul de dificil să arunc după stativul camerei. M-am întors pe partea stângă, ok. Să vedem. Vă spuneam mai devreme că apa are în jur de un metru, un metru și 10, pe fund este iarba știucii, dar sunt și alte răgălii, cum se zice, printr-un folclor. Sau cocicani, prin altul. Mi-am adus aminte de un prieten. Da? Iată și am agățat. Sunt frunze căzute de salcie. Vă spuneam că în stânga mea sunt câteva lacuri, un grup de 2-3 lacuri numite cotețe, tot în limbajul aborigenilor, să zicem, autohton. Deși nu este un traseu turistic omologat, pe aici se face turism, se intră pe lacul acela fără nicio problemă, deși găzduiesc importante colonii de păsări. În fine, acum fiecare cu optica lui, nici n-ar avea pe unde să-i ducă, i-ar duce pe Șontea și Șontea este chinuit deja de tot ce înseamnă turism, nu se mai poate vorbi de un sistem eco acolo, e benzină și ulei peste tot în apă, apa e, a fost anul ăsta destul de mică și arată foarte urât, dar astea sunt consecințele exploatării intense. Trebuie să ni le asumăm pe undeva. Bun, schimbăm locul.
schimbat și am pus un sac între timp. Da. O mărliță. Nu știu dacă se știe. O să o eliberez. Așa. Din lateral. Ceva dinți are. Să vă arăt. Asta e. A plecat. Da, și ăsta e țacul. Bun. Așteptăm și ceva mai mare. Așa, am un nou atac aici. Tot un pix. Să-i dau drumul. Nimic serios, din păcate. Tot pe lateral a atacat. Așa atacă ea, de fapt. Să încerc să nu stric. Gata, a plecat. Două mărlițe, doi bibani. Scurul e 2-2. Am un bici pe nylon, nu-l mai am. Continuăm vorba unui clasic în viață. Și un biban, e cât lingura. Așa să vă arătă mai bine. Aproape cât lingura. Dar poftici, o slacom așa. Atacă orice.